Domnilor, onorată conducere, foarte frumos, vă mulțumim că v-ați adus aminte, vă mulțumim că v-ați gândit cu această ocazie. Într-adevăr, dacă mai trecea ceva timp, nu se știe dacă ne mai găseați. Pentru noi e deosebit. E un moment foarte important. Cine știe, unii dintre noi, cei mai încăpățânați, am rămas ca să sărbătorim. Alții au plecat. Dumnezeu să ierte. E adevărat, așa cum spunea și domnul Matei, și eu am fost la prima țeavă, aici, și ca un exemplu de manipulare, eu le-am spus că uite aici, pe palma asta se vede urma primei țevi. Ei, cum se vede prima țeavă pe palmă? Nu n-am pus palma pe țeava aia caldă. Dar oamenii, unii m-au întrebat, dar chiar adevărat? Păi cum să fie adevărat așa ceva? Acum se poartă manipularea. Așa că să nu vă mirați. 57, prima țeavă, a primul la minor, 83, prima țeavă, de la ultima punere în funcțiune. Adică la minorul de 20 ore. Trecând prin la minor, am văzut că undeva s-au mai mutat niște posturi de comandă, dar atunci când eram noi, era un post de comandă deasupra netezitoarelor, adică puțin mai într-o parte. Și mi-amintesc, era la început, avea nevoie de un lăcătuș, fluierau toți, prin toate părțile, avea nevoie de un hidraulician, fluierau toți, fluierau. S-a găsit un băiat deștept și a zis, ia puneți o sirenă. Și au tras o conductă cu aer acolo și aia suna. Suna foarte frumos. Dar a zis așa, fetii de acolo. Era perioada aia în care se promova femeia. Și erau fete cu liceul, fete puse pe posturile de comandă. Ce spun eu e adevărat, să nu cumva să credeți că eu... Și atunci am făcut un instructaj cu fetele. Fiți atente. Când e vorba să chemați un mecanic, sunați așa. Buuu, buuu. Asta însemna că trebuia să vină un ciocănar. Unul din ăsta care... Dar treaba asta, eu spunea unul care era jos. Unul din ăla, murdar, cu ranga în mână. Îi făcea semn. Și fata de acolo nu trebuia decât să apiese pe un buton, să dea drumul la mână și făcea... Pentru hidraulică era un zgomot de mersa mai lung. Pentru electrician era semnul ăsta. Ta, 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 ta. Acum se întâmplă odată, s-a întâmplat de mai multe ori, de fapt. S-a întâmplat odată, era nevoie de un electrician. Electricienii atunci, la început, știau și nu știau. Știu că îi chemau de acasă câteodată pe un inginer, George Vici. Ăsta era un băiat, mă rog, a fost la montaj, știa foarte bine. S-a blocat o țeavă. Acum, cât m-am uitat pe acolo, așteptam, nu s-a blocat nicio țeavă. Se bloca o țeavă. Când se bloca o țeavă, se încălzea trenul de ulei. Purgea uleiul de prin rulmenți. Omul se necălzea, zicea altul, maestru îi spunea, împinge băi cu ranga, băi, tu nu vezi? Se necălzea oamenii. S-a blocat o țeavă, ăsta cu ranga într-o mână și cu mâna asta altă îi face semn, fete. Se cheamă electricianul, dar nu mai mergeau motoarele. Fata se enervează, ies afară din postul de comandă și... Nespălatule, golanule! Într-adevăr, pentru tehnologia la care se referea, iar am nevoie să fie spălat, să fie, nu, nu se putea. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc sănătate multă,
Doresc conducerii sănătate, sănătate și ani. Știu, știu cum vă este, știu cât de ușor, cu ghilimele de rigoare, vă este. Să vă dea Dumnezeu sănătate și ani. Mulțumesc!